săptămânal. Este vorba de crearea Agenției pentru Servicii Publice. Este o acțiune foarte importantă la care eu personal țin mult și chiar am rugat colegii să mergem cu crearea acestei agenții și până la implementarea reformei guvernului sau reformei administrației publice centrale. În linie mari ar însemna că oamenii trebuie să beneficieze de servicii din partea statului la un ghișeu unic, să nu mai meargă la diferite instituții, dar vor merge într-un singur loc și de acolo vor primi calitativ toate serviciile pe care le oferă statul. În prima etapă este vorba ca în baza întreprinderii de stat registru, care va fi reorganizată în instituție publică, Agenția pentru Servicii Publice, se vor alătura și întreprinderea de stat cadastru, dar și camera de licențiere și camera de înregistrare de stat, dar și serviciul de stare civil. Astfel, oamenii vor avea de câștigat pentru că, precum vă spuneam, aceste servicii vor fi acordate într-o singură clădire, de la un singur ghișeu. Și aceasta este doar prima etapă, pentru că, în general, serviciile care sunt acordate din partea statului sau necesitatea obținerii unor servicii din partea cetățenilor trebuie să devină una mai mică și mai mică. Pentru că informațiile despre cetățeni le deține statul, ele se regăsesc în registrele de stat, de aceea este treaba funcționarilor să găsească aceste informații, dar nu să cerem de la cetățenii noștri să vină să ne prezinte